Odată la 4 ani ne cer votul. Odată la 4 ani doresc să obțină toată încrederea noastră. Dar cine sunt ei? Cine sunt candidații care doresc să ne reprezinte pentru următorii 4 ani? Sunt Claudia Șimon și până pe 27 septembrie ne vedem pe Transilvania TV pentru a-i cunoaște pe cei care doresc să ne reprezinte pentru următorii 4 ani. Ieri am avut ocazia să stau de vorbă cu unul dintre candidații pentru președinția Consiliului Județean Sălaj. Iată că astăzi am ocazia să stau de vorbă cu un alt candidat, tot pentru aceeași funcție, președinte al Consiliului Județean Sălaj. Însă de această dată este vorba despre domnul Valeriu Crișan, candidat din partea ALDE pentru Consiliul Județean Sălaj. Bine ați venit la noi! Bine v-am regăsit! Mă bucur că sunteți aici. Nu sunteți o față nouă pe scena politică sălăjană, așa cum au fost majoritatea celor care ne-au trecut pragul în ultima perioadă. Oamenii ar trebui să vă cunoască deoarece ați avut un mandat întreg la un moment dat de vicepreședinte al Consiliului Județean. Așa este. Între ce an se întâmplă asta? 2012-2016. Așa, a fost un mandat întreg, au trecut niște ani de atunci, s-au mai schimbat lucrurile, s-a mai schimbat și viața dumneavoastră politică, chiar dacă viața profesională, cea de jurist, a rămas aceeași. Pe partea profesională ne-am perfecționat, vârsta, sigur, spune cuvântul, și în acea perioadă a fost un mandat reușit, în care am învățat administrație cu adevărat, chiar dacă eu provin din mediul privat, consultanță juridică, profesia mea fiind de jurist, consultanță în mediul de afaceri și consultanță în special pe fonduri europene, pe proiecte de fonduri europene. Și toate acestea, privatul cu administrația publică, au dat foloase. S-a și văzut în acel mandat. Un număr impresionant de proiecte europene au fost accesate de Consiliul Județean Sălaj. Cum au stat lucrurile de atunci până acum? Cred că sunteți în măsură să trageți o concluzie în această perioadă în care ați stat departe de Consiliul Județean. Mare parte din lucrările care se execută pe raza județului Sălaj sunt proiectele care au fost accesate și câștigate în acea perioadă. Ele fiind puse în practică acum. Pentru că cei care cunosc și știu ce înseamnă proiectele europene, ele se accesează puțin mai greu, pentru că trebuie să fii și riguros. Și din momentul în care ele se pun în execuție, trendul este numai și numai pozitiv. Într-adevăr, ar fi foarte multe. Aș vrea să discutăm despre proiectele și despre gândurile cu care ați pornit în această bătălie, să o numesc așa, în bătălia electorală. Nu știu dacă e neapărat cuvântul potrivit. N-aș numi o bătălie. Este o competiție. Este o competiție și eu mă bucur că pe această piață, da, o piață politică locală, sunt oameni noi. Sunt oameni profesioniști și eu am o colegă pe care mă mândresc că face parte din echipa mea. Este vorba de Ludovica Breban, care este director executiv la CECAR Sălaj, un adevărat profesionist, în special și pe partea de fonduri europene, cu care fac o echipă foarte bună și pe planul privat. Ați echilibrat un pic lucrurile, pentru că doamna Breban vine cu o bogată experiență în relația cu mediul de afaceri. Așa este, și combinând interesele pe partea juridică și pe partea economică, am făcut o echipă foarte bună și noi am considerat că de astfel de oameni are nevoie administrația publică, locală și județeană, lăsând la o parte alte activități sau alte persoane. Asta este astăzi. Pentru că suntem pe ultimul trend în care mai pot fi accesate fondurile europene și, într-adevăr, la fondurile europene trebuie să fie oameni specializați. Unde nu sunt oameni specializați, aceștia se pot aduce din exterior, pentru că, modificându-se legislația românească, într-un sens pozitiv, tot în perioada 2012-2016, toate cheltuielile care se fac pe fonduri europene, chiar cu oameni și specialiști aduși din exterior, sunt eligibile. Nu trebuie administrația publică să facă o cheltuială suplimentară cum era în perioada anterioară. Astfel că în administrația publică este nevoie de oameni competenți și care au acel spirit de a face investiții pentru cetățeni. Considerați că sunteți un astfel de om? Da. Au trecut 4 ani de când ați plecat din Consiliul Județean, din acel mandat de vicepreședinte. Știu că ați avut și atunci, am discutat noi și la vremea aceea despre o grămadă de idei și de proiecte.
Cu ce mai completați? Cu ce proiecte mai completați? Noi știm că problemele din Sălaj sunt, cred că din totdeauna, tot aceleași. Nu vreau să mai pomenesc despre infrastructură. Cred că cei care ne urmăresc deja sunt sătui de acest subiect. Însă știu că aveți și alte proiecte de această dată și aș vrea să povestim despre câteva dintre ele. Foarte multe proiecte sunt și nu cred că ne permite timpul să discutăm de ele, doar aș vrea să le punctez. Și în programul nostru electoral am militat întotdeauna și în mandatul 2012-2016 și acum de digitalizarea instituțiilor publice. Nu intru în detalii pentru că nu avem timpul necesar, dar m-aș pleca... Și nici nu este neapărat necesar pentru că întâmplarea face că toată lumea își dorește acest lucru, în special dintre cei care vor merge la urne, însă nu ajungem nici cum să o punem în practică. Până acum, cel puțin. Pentru că până acum s-a discutat și noi suntem foarte hotărâți să facem această implementare. O implementare suficient de simplă, nu necesită investiții de foarte mare anvergură în acest sens, dar cel mai important lucru este, noi suntem și în mediul de afaceri. Știm ce înseamnă când ai o firmă, când ai nevoie de un document, aproape că trebuie un om să-l plătești vreo câteva zile ca să-ți umple după acel document, după o semnătură, ceea ce în statele dezvoltate europene acest lucru de mult este trecut. Nu se poate. Astăzi, în statele europene, mulți cetățeni nu știu nici unde este instituția finanțelor sau a primării. Nici n-au nevoie să știe, pentru că se întâmplă totul online. Da, totul este online. Una dintre problemele județului Sălaj, la care m-aș apleca puțin astăzi, este domeniul agricol. Cu toții știm că facem investiții în agricultură, teoretic, de la irigații. Nu suntem noi în zonă de irigații cu necesități în acest sens. Din fericire. La nivel național, totuși, ne afectează acest domeniu lipsă a irigațiilor. Însă, raportându-le la nivelul județului Sălaj, cu agricultorii care avem, la dimensiunea care o au, totuși producem produse agricole. Ori toate produsele agricole care se produc în județul Sălaj, se vânde pe câmp. Se vânde pe câmp pentru că producătorii nu au capacitatea de a înmagazina și gestiona, stoca produsele pentru ca acestea să fie comercializate în perioada cu potențial maxim economic. Pe de o parte, pe de cealaltă parte, a face produse finite, a procesa marfa brută. Astfel că la noi totul pleacă în Uniunea Europeană și același produs românesc se întoarce pe rafturile magazinelor noastre. Vorbim punctual despre faptul că, de exemplu, se produce grâu, se face făină care pleacă peste hotare sau pleacă sub formă de grâu și se întoarce la noi sub formă de, nu știu, paste toată păinoase? Toată lumea din județul Sălaj știe că produsele de grâu se duc în Ungaria, se procesează și le regăsim pe rafturile noastre, produsele românești. Absolut că marea majoritate a venitorilor vin din procesarea lor. Să nu discutăm de fructe, de legume și așa și mai departe, care toate să procesează. Să facem în acest sens? Să producem la noi și să le vindem la prețuri reale? Este suficient de simplu. Consiliul Județean, din punctul meu de vedere, trebuie să fie un factor de echilibru și un consultant a tuturor, pe toate palierele. Că discutăm de agricultură sau nu. Vreau și fac o paranteză. Nu mi se pare normal, ceea ce am spus și în perioada mandatului, nu mi se pare normal ca dezvoltarea județului să nu fie în mod echilibrat efectuată. Consiliul Județean trebuie să facă, este obligat ca să gestioneze acel echilibru de dezvoltare. Vedem astăzi comunități, UAT-uri, cum le spunem, în care au canalizare, apă, gaz și imediat lângă este un UAT care nu are nici măcar drumuri. Acest lucru trebuie în mod obligatoriu gestionat de Consiliul Județean Sălaj printr-o distribuire echilibrată a resurselor, celor harnici se ajute și inclusiv pe partea de know-how, cu oameni, cu proiecte, pentru că nu toate UAT-urile au această capacitate. Îmi cer scuze că vreau să fac o paranteză. Putem da vina aceste cazuri despre care vorbiți, o zonă foarte bine dezvoltată și imediat lângă o zonă cu deficit mare din toate punctele de vedere, putem da vina pe favoritisme politice? Pe asta dă toată lumea vina, chiar dacă probabil este de datoria primarului să din acea localitate să decidă cum face rost de bani și cum pune problema și cum se organizează până la urmă. Deci, cu toții știm că banii se împart politic, inclusiv de la centru, inclusiv de la nivelul județului Sălaj. Este un adevăr pe care nu putem noi să îl ocolim.
Da, dar aici... Dar mă sper fără să nu-l spun. Da. Va trebui să avem curajul să spunem lucrurilor pe nume, că altfel vom rămâne cantonați în această zonă de dezvoltare neechilibrată. Dacă da, sunt repartizați pe criterii politice într-o anumită măsură, dar acest echilibru de care eu spun pe partea de dezvoltare nu trebuie să aibă acest atu a banilor împărțiți din punct de vedere politic. Și la nivel de județ, și la nivel guvernamental. Și la nivel guvernamental sunt bani care se dau strict anumitor primari prin fonduri guvernamentale, fonduri care sunt oarecum protejate din punct de vedere a controlului fiscalității și a curții de conturi. Aici nu mai putem face comparație cu fondurile europene care, din momentul în care le accesezi, trebuie și ești obligat să dai explicații socoteală, la fiecare bănuț. Pe de o parte, și calitatea lucrărilor. Deci calitatea lucrărilor la cele efectuate pe fonduri europene sunt net superioare față de cele care, știți cum este o vorbă, dacă banii vin ușor, ușor și pleacă. Dacă vin greu, atunci și gestionarea lor este pe măsură. Exact. Știu că mai aveți alte proiecte, dar eu am o curiozitate. Ce facem cu turismul în Sălaj? Am mai spus-o și la alte emisiuni. Din nefericire, turismul la noi este doar teoretic. Avem zone foarte frumoase în județul Sălaj. Este creionat deja cele trasee turistice, dar nu se întâmplă nimic. Popasul romanilor nu este valorizat la adevărata lui valoare turistică. Este mult de lucru. Ca să poți să promovezi turismul în județul Sălaj, trebuie să ai acea viziune și inițiativă să te raliezi acelor asociații de promovare a turismului. Nu putem să facem puncte turistice în județul Sălaj, dar fără a pune și infrastructura necesară pentru noi și pentru turiști. Această infrastructură lipsește în Sălaj. Aici avem foarte mult de lucru și, într-adevăr, județul Sălaj poate să contribuie la bugetul județean cu sume foarte importante aduse din turism. De cât timp ar fi practic nevoie să putem vorbi în sensul real al cuvântului despre turism în Sălaj? Cred că într-un an de zile deja poate să fie funcțional, fără nicio problemă. Vorbim la nivelul întregului județ? La nivelul întregului județ. Nu poți să faci turism pe bucățele. Faci planul turistic, faci toate traseele turistice la toate zonele turistice de la nivelul județului Sălaj. Și se pot accede fonduri europene fără nicio problemă, pentru că cu toții știm că chiar dacă discutăm de o primărie sau chiar dacă discutăm de un consiliu județean, nu poți să faci dezvoltare pe bugetul propriu. Pentru că instituțiile sunt așa cum sunt supradimensionate sau nu, asta rămâne la latitudinea tuturor celor care privesc spre aceste instituții să spun acest lucru și nu acoperă, abia acoperă cheltuielile de funcționare. Ce să mai discutăm de cele de dezvoltare? Știu că aveți o mare aplecare, întotdeauna ați avut o mare aplecare spre zona de asistență socială. Aș vrea să știu dacă printre acele proiecte pe care le-ați gândit împreună cu echipa pentru ceea ce va urma după 27 septembrie, se regăsește și ceva din această zonă. Fără discuție. În perioada mandatului chiar am răspuns de asistență socială. Tocmai de aceea vă și întreb, știu că ați avut o mare aplicare spre asta. Am gestionat-o bine, nu-mi place să mă laud, am gestionat-o bine pe legislația care era la momentul respectiv. Desigur că între timp legislația privind asistența socială puțin forțat, ca așa prevede normele europene, s-a modificat. În ce sens? Va trebui să renunțăm. Va trebui să renunțăm la cele centre mari de asistență socială și este obligatoriu și foarte benefic crearea de acele zone și case de asistență socială mici. Adică copiii defavorizați să trăiască, ca să fiu înțeles, ca într-o familie, nu ca într-un internat. Cam în principiu, cam acolo se dorește să se ajungă la o finalitate. Noi, ca stat, din nefericire, nu am prea fost aplecați la a pune bazele unei asistențe sociale reale. Astăzi, în România, că ne place, că nu ne place, se acordă asistență socială la persoane care n-ar trebui
Și, din păcate, sunt persoane care ar trebui să fie asistate social și nu beneficiază de asistență socială. Trebuie să facem o asistență socială reală. Nu trebuie să facem decât să ne uităm la vecinii noștri europeni care au o asistență socială reală și aplicată în beneficiul acestora. Cred că dacă ne uităm doar la vecinii noștri, stau foarte bine și la toate celelalte capitole. N-are sens să mai pomenesc despre infrastructură. Dacă mergeți la țară, vă dau un exemplu real. Eu stau la țară. Astăzi nu găsești pe cineva plătit să te ajute în grădină sau indiferent ce ai de făcut pe lângă casă. De ce? Pentru că primesc asistență socială unii care pot să lucreze și stau bine mersi și fac alte dar activități. Dar nu putem să găsim o variantă în care să integrăm până la urmă și ei au nevoie. Poate e nevoie doar de un imbold fără acolo. Fără discuție. Variantele sunt la îndemâna noastră. Doar trebuie inițiativă. Trebuie inițiativă și noi ca cetățeni care muncim. Unii au poate două, trei locuri de muncă și apreciez pentru acest lucru. Și eu am mai multe locuri de muncă. Pentru ce? Pentru a crea plus valoare, da? Să o duci mai bine pe cuvântul nostru. Dar când ai și potențial financiar și ai și ceva de făcut chiar pe lângă casă, vezi că ai în împrejurim oameni care nu produc nimic, nici nu vor să muncească, au capacitate, sunt sănătoși, dar nu vor. De ce? Pentru că primesc acel bonus de asistență socială cu care ei se descurcă, sunt liniștiți, duc o viață monotonă și nu muncesc. Asta se întâmplă la noi. Am mai avea timp pentru încă unul sau două dintre proiectele pe care vi le propuneți, așa că aș vrea să vă rog foarte pe scurt să le punctați pe cele care vă sunt cele mai dragi, să zic așa. Toate proiectele Știu mele că toate sunt vă dragi. Sunt dragi, da. Toate proiectele mele sunt Încercăm dragi, să le dar, prioritizăm cumva. Da. Fondurile europene, deci aici m-aș cantona pe atragerea de fonduri europene, în special, pentru că am și calificarea necesară. Nu știu dacă ne ajunge timpul să le discutăm, dar aș face echipe de oameni profesioniști, pe de o parte. Sunt oameni profesioniști și în instituțiile județene și am municipale. Am spus-o și zilele trecute. Sunt oameni profesioniști peste tot, dar pur și simplu nu li se dă ocazia să-și dovedească această capacitate. Posibil și acest lucru, dar au nevoie de ajutor. La fondurile europene, ca să faci proiecte, nu este simplu. Este foarte, foarte mult de muncă și oamenii trebuie să fie foarte serioși în ceea ce fac. Ei, acești oameni care lucrează pe aceste fonduri europene, i-aș încuraja financiar. Degeaba spune că vă încurajăm să totul se rezumă la bani, pentru că și el trebuie să aibă acea liniște financiară ca să se poată concentra și să aducă bunăstare indirectă în dezvoltarea comunităților noastre. Foarte multe ar fi de discutat ce s-ar putea întâmpla în județul Sălaj. Primele de care considerați că ar fi cea mai mare nevoie? Revin la digitalizare dacă pentru că am mai fost întrebat de chiar de către colegi. Bun, vrei să faci digitalizare? Asta înseamnă șomaj. Nu, este fals. Toată lumea, să știți, toată lumea așa a înțeles. Ok, digitalizăm, dăm pe toată lumea afară. Nu. Este eronat. În spatele aparaturii care este interconectată stau oameni. Toate documentele, toate informațiile care sunt în fiecare zi noi sunt introduse de către oameni. Doar că ei nu vor mai fi interfață cu cetățeanul, ci vor sta în spatele aparaturilor, vor introduce toate informațiile necesare mie, nouă, mediului de afaceri și atât. Deci este nevoie de resursă umană. Un alt proiect care la nivelul județului Sălaj m-aș apleca cu prioritate ar fi transportul. Există astăzi o lipsă acută de transport public. Dacă municipiul Zalău gestionează bine transportul public local și este foarte lăudabil ceea ce se întâmplă, avem o problemă cu transportul interjudețean și județean. Sunt foarte multe comunități, foarte multe comunități în care elevii și navetiștii nu au cu ce să vină la muncă și de la muncă. Pentru că sunt foarte probabil mult. Comunități mai mici în care operatorilor de transport nu li se merită, să spun așa. Dar o puțină exigență din partea autorităților publice județene trebuie făcut și pe transportul public. Și am să vă dau un exemplu.
Traseele la nivelul județului Sălaj, traseele se împart. La momentul în care se licitează un traseu, ele trebuie făcute obligatorii de așa manieră încât să cuprindă toate localitățile și comunitățile respective și să aibă o finalitate. La momentul în care autobuzul se oprește, trebuie să se interconecteze cu altă rută care să-l ducă mai departe. De exemplu, să vorbesc de comunitatea mea, da? Meseșenii okay. de jos, în care și acolo avem o problemă cu transportul public. Toată lumea se plânge că comunitățile sunt defavorizate și chiar nu există acel transport public. Acel transport trebuie să aibă finalitate la Zalău, obligatoriu. De la Zalău știm foarte bine ce se întâmplă, iai mijloace de transport public în comun și ajungi la destinația pe care tu ai dorit-o. Aici avem o problemă și este o problemă pentru că atragerea forței de muncă depinde de acest lucru. Dacă vine un investitor în municipiul Zalău și dorește să-și atragă forță de muncă din comunitățile limitrofe, în primul rând se uită dacă are cu ce să vină la muncă și cu ce să meargă. Nu are această posibilitate. Și atunci creează un cost suplimentar pentru transportator și vedem transportatorii că se descurcă și ei cum pot, cu microbuze, le dau mașini sau le decontează transportul pe autoturismele proprietate personală a angajaților. Aici trebuie să facă autoritățile tot ce se poate pentru a înlătura acest neajuns. Zona metropolitană, un alt proiect care mie mi-e drag și la care am lucrat în această perioadă. Care să știți că s-a vorbit foarte puțin în această campanie. S-a vorbit mult în anii trecuți. Zona metropolitană, eu am lucrat la proiect, am fost direct interesat, s-a stagnat acum, nu vreau să spun din ce cauze. În zona metropolitană înseamnă inclusiv interconectarea tuturor rețelelor de transport și nu numai. Proiectele europene cu prioritate pot fi accesate pe zone mari de dezvoltare. România este foarte împărțită pe OAT-uri mici. Foarte greu se atrag fondurile europene. Ori, pe zona metropolitană, funcțională, fondurile europene se acordă cu prioritate. Și atunci, ce înseamnă? Dacă discutăm de municipiul Zalău, toate comunitățile limitrofe municipiului Zalău, care sunt integrate și se vor integra în zona metropolitană, vor beneficia în mod automat de transport public, facilitățile transportului public și rețelele de apă, canal, gaze, electricitate și așa mai departe. Pentru că ne apropiem de finalul discuției, aș vrea să vă rețineți ideile despre zona metropolitană, pentru că aș vrea să continuăm această discuție și mâine când ne vom vedea din nou. Bine. Vă mulțumesc deocamdată că ați fost alături de noi și revenim și mâine cu domnul Valeriu Crișan. Vă reamintesc că este candidat pentru președinția Consiliului Județean Sălaj din partea ALDE. Mâine va fi din nou alături de noi și vom continua discuția despre celelalte proiecte, însă începem cu acest subiect interesant, aș spune eu, zona metropolitană. Rămâneți și voi alături de noi pentru că vom continua discuțiile și cu alți candidați aici la Transilvania TV.